O să rog pe domnul doctor Falcaș să facă prezentarea în engleză, pentru că este limba nativă a dumnealui și este mult mai facil așa. Domnule doctor, vă rog. My name is Conrad Salos. I'm the vice president of the Romanian Society of Lifestyle Medicine. I'm also a resident internal medicine physician. I'm a registered dietitian, lifestyle coach, and I'm co-owner of a vegan cake shop called Vegan Desserts here in Târgu Mureș. So in a way, I'm also involved in a certain slice of innovative foods, because as probably those of you who are in the food industry know, the vegan sector is growing tremendously and has been growing, especially since about 2017, 2018. There's more and more interest in the vegan sector. I remember reading an article about 2 years ago by Food Panda Romania that said that there's more and more requests for vegan options on the Romanian market. So this is also quite a different way of eating, and I'm going to speak a little bit about that in this presentation. So my presentation is called 19 Kilometers That Changed the World, and it's not a mistake, I didn't say changed the world, that changed the world, because these 19 kilometers, if you understand them, they literally change the way that you look at the world at this point in time. So let's learn about them, and before I get to defining what those 19 kilometers are, I'd like to do a brief introduction of why we're here. So the event description that I got from Mrs. Frasinianu when she sent me the email said some things which I translated into English, and it says the following: during the conference, the potential and challenges of cell agriculture will be analyzed. Although still in its infancy, cell farming promises to revolutionize the food system by eliminating animals from the food supply chain, which would lead to a favorable impact on the environment. Meat consumption has a negative impact on the environment. Approximately 76% of the total agricultural land is intended for animal husbandry. Also, the consequences or negative effects are also felt in terms of gas emissions, water consumption, and other natural resources, and massive deforestation. Now, to some of you, this might sound like science fiction, and what I wanted to do is present to you some of the evidence from the literature that we have, so that you understand why are we saying this. This is an old article now that was published on the website of the United Nations, and it's very surprising. If you actually have a look at this part, which is highlighted down here, it says cattle rearing generates more global warming greenhouse gases as measured in CO2 equivalent than transportation and smarter production methods, including improved animal diets to reduce. I don't want to read the rest. I want you to get one of the key ideas. One of the reasons we're here is because our diet has more of an influence on the environment than how we get around, than transport. All forms of transport combined do not produce as many greenhouse gases as the animal agro business combined. The reason for what the UN said is because of this report, which you see here. This is the Food and Agriculture Organization's 2006 report called Livestock's Long Shadow, which says, if you read in the report, the following: the in-depth assessment presented in this document of the various significant impacts of the world's livestock sector on the environment is deliberately termed livestock's long shadow, so as to help raise the attention of both the technical and the general public to the very substantial contribution of animal agriculture to climate change and air pollution, to land, soil and water degradation, and to the reduction of biodiversity. This is not done simply to blame the rapidly growing and intensifying global livestock sector for severely damaging the environment, but to encourage decisive measures at the technical and political levels for mitigating such damage. So the point of this report is not to point fingers and say it's you guys or it's those guys. The point of this report is to say, guys, there's a problem. And we're going to have to work this problem out. We're going to have to sit down and try to find better ways of getting food. And this is one of the reasons that we're here, because animal agriculture, as it is practiced at the moment, is too resource intensive and it produces too many greenhouse gases. Now, this idea is also actually found in the latest statement of the American Academy
of Nutrition and Dietetics, when they wrote their latest statement on vegetarian and vegan diets, they said the following, and I've taken a screenshot on the right of the statement, and I've highlighted a few things here in the text, which I'd like to talk about a little bit later. It says, it is the position of the Academy of Nutrition and Dietetics that appropriately planned vegetarian, including vegan diets, are healthful, nutritionally adequate, and may provide health benefits in the prevention and treatment of certain diseases. These diets are appropriate for all stages of the life cycle, including pregnancy, lactation, infancy, childhood, adolescence, older adulthood, and for athletes. And here's the part about the environment. Plant-based diets are more environmentally sustainable than diets rich in animal products because they use fewer natural resources and are associated with much less environmental damage. So what we need to know is that this isn't the only statement. There are more organizations saying one of the fastest things we can do to help the environment is shift away from animals and move to plants. And here's some of the reasons why. I'm not sure if you guys have heard about the concept of a water footprint. The animal agricultural business, agrobusiness, uses too many resources. And one of these resources is water. For example, the water footprint. So to produce 1 kilogram of corn is about 1,200 liters of water. For oranges, it's about 560. For peaches, 910 liters. For potatoes, 287. For rice, 2,497. Then we start to see this really big jump when we start talking about animal agriculture. Pork, almost 6,000. Mutton, 10,412. Beef, almost 15,500 liters to make 1 kilogram. Now, what you need to be aware of is that there's also a shift in global production and, in a way, capitalism. And here I'm talking about China, where unfortunately, I must say unfortunately, the concept of the affluent lifestyle by the now new rich Chinese is the same one that they've taken over from America. And we've seen beef production and beef consumption go up a lot in China. And this is a problem because we're talking about a population that is huge compared to America's population. It's a very big population. And if the demand, for example, for beef, which takes 15,000 liters per kilogram, goes up for production, this is a big environmental problem. We're trying to deal with America at the moment, consuming so many resources for that form of lifestyle. And I'm not picking on America. Western Europe also uses more resources than the world can actually produce, except there's a difference between America uses even more resources. So these are some of the reasons why we're talking about this. And I don't need to bring it home to you because I'm sure those of you who are watching the news at the moment have seen pictures like this. This is one of the tributaries of the Po River. And I'm sure you guys have been seeing the water resource problems we're facing with what they're beginning to call blue gold running out. We're beginning to run out of water in certain regions of the world. And this is going to be a problem because if you're using 15,000 liters to produce 1 kilogram of something, as opposed to, let's say, 1,200 liters, like for corn, for example, it doesn't take much math. You can quickly work out that you can make about 10, 12 times more of one than compared to the other. And you can feed way more people with one than you can with the other. So where's the 19 kilometers from? The 19 kilometers starts up here, 8,849 meters. And the picture you see is Mount Everest. And the 19 kilometers, which is almost 20 kilometers, actually, if you do the precise math, ends here in the Mariana Trench, which is the deepest point on Earth. And if you take the highest point on Earth, which is almost 9,000 meters, and the deepest point, which is about 11,000 meters, so about 11 kilometers, and you start analyzing for microplastics or the presence of plastics, what you find is that we can actually get microplastics detected in snow samples from practically the peak of Everest right down to the Marianas Trench, the deepest point on Earth. And those 19 kilometers, if you can find it in the deepest place on Earth, which has extreme water pressure, it's uninhabitable for many creatures, from the deepest to the highest, you can bet
that microplastics are everywhere, and they really are. There are studies which show it can be found in ice in the Arctic, and it can be found practically everywhere on Earth. Now, one of the reasons this is a problem is because the whole topic of microplastics and nanoplastics is an upcoming topic which we don't really know that much about, because we're beginning to see the decades of plastic production and its results now. We're beginning to reap the consequences, our generation. The problem, from my perspective, is that microplastics have been found to be absorbable. So I, as a doctor, I think about health, and as a dietitian about health and the impact of these substances on human health. They're absorbable. You can find them in blood samples. Even bigger problem is that microplastics can cross the placental barrier, so it can go to the fetus. Now, we've also found the existence of nanoplastics, and nanoplastics have been found to be able to cross the cell membrane. Nanoplastics have been found in nervous tissue in the brain. We found it deposited in testicular tissue. So I'm already expecting that at some point we will find that both nanoplastics and microplastics will be able to influence things like neurological health, reproductive health, endocrine health, and other forms of organ systems and their functions. Now, coming back to this previous statement by the position by the American Dietetic Association or Academy of Nutrition and Dietetics. They were formerly called the American Dietetic Association. What they very interestingly underline is that these diets, the vegetarian and the vegan diet, are healthful, nutritionally adequate, and may provide health benefits in the prevention and treatment of certain diseases. This is a very, very, very important thing that we all need to be aware of. As you know, I'm the vice president of the Romanian Society of Lifestyle Medicine, and we who deal with lifestyle medicine, we try and reverse chronic diseases. So many of the diseases of modern countries, like heart disease and type 2 diabetes, weight problems, and obviously within heart disease, there's many things inside there: high blood pressure, high cholesterol levels, high blood lipid levels, and so on. We try to work to use a healthy lifestyle and a healthy diet to reverse these problems. Now, unfortunately, I have to say, and when I was talking about holding this presentation with Mrs. Frassignani, she said, please also talk about the health impact, because you know, you're the doctor and you're the one who should be talking about this. So while I wasn't going to mention too much about the health impact, I will, because it was requested of me. What we need to be aware of is that we see generally a proportion. The more animal products you eat, the more you see of these chronic diseases. The less animal products you eat, the less you see of these chronic diseases. There are studies, there's research which shows that you can reverse atherosclerosis, you can reverse type 2 diabetes. Very often, if you put people on a whole foods plant-based diet. So in Romania, I noticed the term that's still used very often is a vegan diet. In Western countries, they're preferring to move away from the term vegan because of certain activists and you know, activist movements associated with the word. We're preferring the term whole foods plant-based diet because you know, you can eat potato chips fried in oil and drink some sort of a soft drink, and that's still a vegan diet, but that's not healthy. So when we talk about a healthy plant-based diet, it should be a whole foods plant-based diet, meaning it shouldn't be with refined, should be very limited refined foods like white rice and white flour and things which contain white sugar, brown sugar, refined oils, for example. So what you need to know is, when we talk about any kind of future of food and changes in the food industry, from my perspective, the most logical thing is to learn about the state of health, about global health in terms of human health, but global health instead of in terms of environmental health as well, and try and not do the same things we've done before. Now, one of my concerns to do with microplastics and also with certain other substances, which we in the sciences call persistent bioaccumulative toxic substances, PBTSs, and in here we include many of the organophosphorus pesticides, we include things like heavy metals, we include, it's a big family of chemicals. What you need to understand are two very, very important processes which happen in biological living organisms. One is bioaccumulation and the other is biomagnification. Because of our industrial activities, what you will see is that
we have pumped out a lot of chemicals which eventually get into the phreatic table and then through the rivers get into the seas and into the oceans. And basically that increases the concentration of these substances within the organisms in the water. So we start with the phytoplankton, which absorb these substances from the water. You get the zooplankton, which then eat the phytoplankton. You get the small predators, which eat the zooplankton, the medium predators, which eat the small predators. And then you get the large predators like sharks and orca, for example, which eat the medium predators. And what happens is, for example, how long does a salmon live? Well, maybe a salmon, I don't know, I'm not a vet, so I can't tell you this, I haven't checked, but maybe a salmon, let's say, lives 10 years. Well, how much salmon, how much herring is a salmon going to eat during its lifetime? Maybe, I don't know, 10,000 herring. Well, those 10,000 herring, how many zooplankton and phytoplankton have those eaten? They've eaten probably tens of thousands, hundreds of thousands. And basically, each one, at each level of the food chain, you accumulate and magnify the presence of these substances, because very often these substances are stored in fat tissue, in adipose tissue. And basically, what this means is that the lower you eat on the food chain, the lower quantities you get of these substances. Now, this in and of itself is a problem. The other problem that we see in the health field, for example, sorry, before I go on, this is an example, a real life example from the Environmental Protection Agency, the EPA, of fish to avoid because of their mercury content when you're pregnant. See, there's some types of fish, especially the top predators, which have such high levels of bioaccumulated, biomagnified mercury that if you're pregnant, you shouldn't even have this stuff while your pregnancy, because of the risk of fetal malformations from the mercury. This is one list which exists, but we could talk about this for other substances as well. A problem which then crosses over with terrestrial agrobusiness is that of fish meal. In the aggressive fishing industry, a part of what is caught isn't used. What usually happens with this is they dry it, they turn it into flour, and they feed it to other animals. So you can see these huge nets. Not everything is usable. What's not usable is used to feed to factory farmed fish or to animals like cows, sheep, pigs, and so on. So now we're feeding bioaccumulated substances to other animals by grinding them down and putting them into animal feed, like for cows. Another problem then is what we call feather meal, which is the feathers which are taken from the slaughtered poultry, and they're also ground down and fed to other animals in animal feed. The problem with feather meal, for example, is if you take the biology of chickens, one of the ways that chickens get rid of mercury is through their feathers. It's one of their detoxifying mechanisms. So if we're feeding chickens fish meal that have higher levels of mercury, and then we're taking the feathers, which also probably will have higher levels because that's how the chicken detoxifies itself, through the eggs and through the feathers most of the time, we're going to be setting up these vicious circles. Now, for me, from a health perspective, these are some of my other concerns why we have to have this discussion of moving away from the animal industry. The highest irony of this topic is that bioaccumulation and biomagnification usually sees its pinnacle in babies, because humans are also bioaccumulative and biomagnifying mammals, which means that breast milk will also contain some of these substances. The reality of this is so stark that there was one study some years back that took breast milk samples from the breast milk bank, and tested them for the content of certain chemical substances. And the levels in some samples of breast milk were so high that had they been cow's milk, they would have been illegal to sell on shelves. But because it's mother's milk, nobody can say it's illegal. So this is a real life problem. And the problem partly is also that the next generation, our kids, are the ones who are gonna get the highest quantities of some of these substances. Now, my motives of concern before I finish off. When we talk about agriculture, and especially cell agriculture,
One of my concerns is how do we do cell agriculture? If we're still using plastics, unfortunately, microplastics leach out of all kinds of things that we use. And my concern is that if we're going to turn to growing cell cultures for meat and for there was even mention of milk, for example, in this conversation so far. If we're doing this by just generating more plastic, not only is it going to be bad for our planet, because everyone's going to have to deal with all of that plastic in our food and in our water, it's also going to be a direct problem, because the very cultures that we're growing these cells in will be exposed to plastic. So how can we make sure that if this becomes really big business, that we're not just going to continue the problem in a different form? We already have the problem. There's almost no fish, no seafood available that does not contain microplastics in it. It's very, very difficult to find samples of seafood from almost any region of the world without microplastics in it. And please remember, this is a problem that's at the beginning. We don't even know what this is going to do, but I'm sure it's going to do something. My two further concerns are linked to the actual cell structure of muscle cells, for example. Normal cells need to contain something called arachidonic acid. And arachidonic acid is an omega-6 fatty acid with 20 carbons in its fatty acid chain, which is a pro-inflammatory fatty acid that the body uses to make certain other pro-inflammatory substances, for example, prostaglandins. We have evidence from other studies which show that your arachidonic acid intake is directly proportional to inflammation in the body. The more arachidonic acid you eat, or the more animal products you eat, because arachidonic acid is only found in animal products, it's not found in plants, the higher the level of inflammation. We also have studies that show as you drop arachidonic intake, you drop inflammation. And we can see this in rheumatic diseases, for example. There was a study in 2002 in one of the rheumatology journals, and the more they put somebody towards a vegetarian vegan diet, the less inflammation they had, the more improvement they had in their rheumatological condition. So one of my concerns is, does cell agriculture help us if we're still feeding the world more arachidonic acid? Because maybe in terms of business, it's good for business, we can make money. But in terms of human health and ethical concerns, it's still not okay. My other concern is trimethylamine oxide. Trimethylamine oxide is actually made from trimethylamine by the liver. Trimethylamine is made from a substance called carnitine, and carnitine is found in muscle cells. If you eat lots of muscle cells, meat, basically you have a higher carnitine intake. If you have a higher carnitine intake, your gut flora, your colon, will make more trimethylamine. That will be absorbed by your colonic wall. It will be recirculated to your liver. The liver oxidizes it and makes trimethylamine oxide. And TMAO is found to be one of the most pro-inflammatory substances that we know of. And it's behind one of the driving molecules for atherosclerosis, type 2 diabetes, for cancer, for example. So I think you see where some of my concerns are, that if we're trying to innovate new foods, shouldn't we be trying to innovate foods that will, one, reduce our exposure to micro and nanoplastics, two, reduce our exposure to arachidonic acid and trimethylamine oxide, while at the same time also helping environmental health to improve. So thank you very much for your time. I hope this has given you some perspective on the topic from my side. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Am înțeles până acum că agricultura celulară a apărut în contextul în care este nevoie să salvăm cumva mediul, deoarece impactul alimentelor pe bază de origine animală influențează cumva negativ mediul. Aș vrea să continuăm puțin cu domnul profesor doctor Dan Vodnar, care va insista puțin în prezentarea dumnealui și asupra impactului acestor alimente de origine animală, asupra emisiilor de gaze asupra alimentelor. Impactul emisiilor de gaze asupra alimentelor. Domnule Vodnar?
Da, mulțumesc frumos în primul rând pentru invitație și salut cu mare drag prezența tuturor colegilor mei și a colaboratorilor la această masă minunată, rotundă. Astăzi, într-adevăr, voi vorbi despre emisiile de gaze cu efect de seră care cauzează sau care provin fie din arderea combustibililor fosil, fie din exact ceea ce a prezentat domnul doctor prin creșterea intensivă a animalelor și cum ne influențează calitatea nutrițională a alimentelor noastre. Dacă ne gândim cu toții cum va arăta cina în seara asta pentru noi, cu siguranță cel puțin un aliment vegetal vom avea în farfurie. Și asta pentru că la baza piramidei alimentelor cunoaștem cu toții că stau alimentele de origine vegetală și înțelegem cu toții că avem nevoie de aceste alimente de origine vegetală în momentul în care vorbim despre o dietă echilibrată. Dar avem nevoie pe lângă macronutrienți, pe lângă glucide, lipide și proteine, avem nevoie și de micronutrienți, avem nevoie de minerale, avem nevoie de vitamine. Prin urmare, asta ne duce cu gândul la cum să ne echilibrăm sănătatea și cum să ne susținem sănătatea organismului nostru. Da, sigur, acum eu ca un mare gurmand trebuie să vă spun că nu mâncăm numai din motive nutriționale. Sigur, raționalul asta îmi spune. Dar mâncăm și din plăcere. Și aici când vine vorba de plăcere, trebuie să vă mărturisesc că am o ultra-adicție înspre amidon. Sper să fiu singurul de aici căruia îi place atât de mult amidonul. Ei bine, revenind la discuția noastră, nivelul de dioxid de carbon într-adevăr crește și a crescut în mod considerabil, pornind odată cu revoluția industrială de la 280 de părți per milion la 420 de părți per milion astăzi și din păcate este în continuă creștere. Dioxidul de carbon știm cu toții că este esențial pentru supraviețuirea noastră, deoarece plantele au nevoie de dioxid de carbon ca să producă de fapt oxigen. Și acest carbon din dioxidul de carbon este de fapt dioxidul de carbon, nu știm cu toții că e CO2. Este de fapt desfăcut de către plante și internalizat. El de fapt este carbonul acesta servește ca și sursă de hrană pe lângă ceilalți nutrienți din sol pentru o plantă. Ei bine, asta trebuie să fie o veste extraordinară când stăm să ne gândim că avem dioxid de carbon, prin urmare putem avea multe plante. Și asta dacă ne gândim la securitatea alimentară de pe pământ, asigurându-ne că lumea are suficientă mâncare în fiecare zi. Însă, din păcate, cam 800 și ceva de milioane de oameni în fiecare zi suferă datorită insuficienței nutriționale. E bine, povestea e foarte frumoasă, însă, din păcate, dioxidul de carbon care ajută la creșterea plantelor are și consecințe negative. Datorită faptului că el crește sinteza de carbohidrați în interiorul plantei, adică de zaharuri, de amidon și descrește, din păcate, sinteza de proteine, de vitamine, de minerale, care acestea sunt critice, de fapt, pentru sănătatea noastră. Și plantele, când au mai mult dioxid de carbon, practic sporesc sinteza de carbohidrați, de zaharuri, de amidon. Suntem într-o problemă vis-a-vis de supraponderalitate, avem o problemă vis-a-vis de obezitate și, prin urmare, plantele, chiar dacă noi le putem considera la un moment dat un mediator important pentru sănătatea noastră, ne pot aduce la un moment dat un dezechilibru sau ne pot duce organismul înspre o acumulare de dioxid de carbon sau de zaharuri suplimentare și asta datorită faptului că dioxidul de carbon este în continuă creștere. De fapt, datorită faptului că noi suntem cei care decidem în fiecare zi să mergem cu mașina la serviciu sau poate că nu le cântărim în totalitate, dar sigur că și industrializarea are un cuvânt extrem de important. Voiam să vă spun că asta poate că nu e un lucru neapărat negativ pentru țările dezvoltate. Însă dacă ne gândim la țările care se confruntă cu insuficiență nutrițională, la țările sărace, acolo unde grâul și orezul sunt cele două matrici importante pentru alimentația lor și care furnizează la nivel mondial peste
20% din necesarul de calorii, acolo este o problemă. Pentru că odată ce ai mai mult carbon în plantă, practic vă spuneam, sporești sinteza de carbohidrat și scazi mult sinteza de vitamine, scazi mult sinteza de proteine. Și nu numai sinteza de proteine și de vitamine este influențată, ci și sinteza de și acumularea de minerale. Și știm cu concret că dacă nu avem fier în organism, asta produce anemie. Dacă nu avem zinc, este practic încă un factor sau încă pot genera diverse boli toate aceste carențe la un moment dat de minerale. Și din păcate, impactul nu e numai asupra noastră. Impactul este și asupra animalelor. Gândiți-vă și să ne gândim la furajele animalelor. Animalele pasc aceste plante. Ele produc lapte, laptele va fi, spre exemplu, bovinele produc lapte, laptele va fi mai sărac, de fapt, în nutrienți de calitate. Pentru că o plantă, cu cât are mai mult carbon, cu atât are mai puțin azot. Dacă este mai puțin azot în plante, de fapt, sunt mai puține vitamine B. Și, cu siguranță, printre dumneavoastră sunt iubitori de animale de companie. Dacă veți avea curiozitate de a vedea o etichetă a hranei animalelor, veți vedea că pe acea etichetă peste 90% din hrana animalelor este constituită din alimente de origine vegetală. Deci impactul este unul masiv asupra noastră a tuturor. Și sigur, cum putem să ne dăm seama sau cum ne-am dat seama și cum ne dăm seama de aceste lucruri? Sunt grupuri de cercetare care au studiat acest aspect, au parcelat și au făcut experimente pe parcele diferite de grâu și de ovăz, în care unele dintre parcele le-au tratat cu dioxid de carbon, exact așa cum urmează să arate secolul nostru undeva la mijloc, adică din punct de vedere al concentrației de dioxid de carbon. Și ceea ce vă pot spune este că proteinele, dacă se continuă să dacă continuăm de fapt să acumulăm atât de mult dioxid de carbon, proteinele vor scădea cu circa 10%, fierul cu 8%, zincul cu 5%, mai dramatic arată rezultatele în cazul vitaminelor din complexul B. Vitamina B1 și B2 vor fi diminuate undeva la 17%, vitamina B5, adică acidul pantotenic, undeva cu 13%, și un impact major îl vor avea asupra acidului folic, undeva la 30% impactul negativ al dioxidului de carbon în acumularea metabolică de către plante. Și cu toții știm, și aici, în special datorită faptului că sunt multe doamne, dânsele poate că înțeleg și un domn doctor categoric, dumneavoastră înțelegeți mult mai bine cât de important este acidul folic pentru dezvoltarea copiilor și pentru a naște sau a da naștere unui organism sănătos. E bine, noi continuăm să povestim categoric și în continuare dioxidul de carbon este în continuă creștere. Și dacă ne putem imagina că anul viitor doamna Frăstineanu ne va mai invita într-o conferință la această masă rotundă de Innova Aliment și vom avea exact aceleași preferințe alimentare și vom avea exact același produs vegetal în fața noastră, cel pe care ni l-am imaginat la începutul discursului, calitatea nutrițională va fi mai slabă a acelui produs, chiar dacă el este luat din același strat și din aceleași condiții de creștere. Pentru că nivelul de dioxid de carbon este în continuă creștere, un nivel de dioxid de carbon care afectează nutrițional calitatea alimentelor noastre. Cam asta este povestea pe care am vrut să o împărtășesc astăzi cu dumneavoastră, chiar dacă nu mergem spre zona de agricultură celulară, însă are un impact imens. Sigur, vine ca o alternativă sau ca o susținere pentru agricultura celulară în condițiile în care știm că o mare parte din gazele cu efect de seră sunt generate și de către animalele crescute intensiv în fermă.
Vă mulțumesc foarte mult și a fost foarte interesantă abordarea, deoarece, practic, agricultura celulară vine să promoveze un concept de aliment curat, să spunem. Și atunci, chiar dacă prezentarea noastră nu s-a referit direct la produsele agriculturii celulare, a scos în evidență faptul că chiar și o dietă pe bază de plante, consumată în societatea din acest moment, poate să aibă efecte dăunătoare asupra sănătății, de aici de unde probabil și nevoia de a ne uita cumva optimist, să spunem, sau cel puțin cu interes măcar, pentru că sunt convinsă că nu va fi acceptată foarte ușor această agricultură celulară, deoarece nimeni, cel puțin de când este omul pe pământ, el a fost un vânător și un carnivor. Și atunci, cel puțin în contextul nostru balcanic aici, probabil că vom fi, să spunem, ultima redută care va accepta cumva carnea sintetică, pentru că mulți nici măcar nu vor să o gândească ca o carne de laborator, ca o carne curată, ci pur și simplu este vorba de sintetic. Deci asta este termenul. Nu vom mânca niciodată sintetic. Atunci va fi sfârșitul lumii. Dacă din punct de vedere al mediului, care l-am analizat până acum, atât din partea dumneavoastră cât și a domnului doctor Farkas, aș vrea un pic să ne uităm și spre nevoia de a accepta totuși, măcar de a accepta și de a ne educa cumva în zona de agricultură celulară, gândindu-ne și la populația care va fi cumva în jurul anilor 2050, deoarece cam toate strategiile europene iau în calcul o creștere a populației și ne vom întreba dacă va fi suficientă hrană, poate că și atunci în acest context, exact cum atunci noastră, în fiecare zi, probabil 800 de milioane de oameni, fără puțin este un miliard, merg la culcare încă flămânzi. Fiind, să spunem noi, și alte țări, Europa în general, fiind într-o zonă în care mâncarea este accesibilă, poate ne este greu să ne gândim. Și atunci, dacă ne-am gândit la zone în care se întâmplă, preponderent Africa, se întâmplă această foamete, să spunem, poate că am privit cu mai multă deschidere spre mâncarea de laborator, spre agricultura celulară, pentru că până la urmă ea va furniza niște proteine curate, să spunem, dar va furniza niște proteine disponibile poate în mai multe zone din lumea asta. Apropo de surse de alimentație, de cât de facile vor fi și cât la îndemână, aș vrea să povestim puțin și cu doamna profesor Nicoleta Stănciuc. Doamna Stănciuc, vă rog. Bună ziua, vă spun tuturor. Aș vrea înainte să-mi salut încă o dată colegii și amicii pe care nu i-am văzut de ceva vreme. În continuare îl așteptăm pe Dan la Galați. A făcut niște promisiuni, nu știu, acum câțiva ani buni în urmă. Îmi iau biletul de tren, promit. Da, ar trebui. Vă mulțumesc tuturor pentru multitudinea de informații deosebit de interesante. Doamnei Frăsineanu, ce să mai spun, dumneaei este preocupată în permanență de a aduce în atenția tuturor și poate în special în atenția consumatorului informații noi, relevante, științific, în ceea ce privește alimentația, alimentul și alimentația. Ținând cont de prezentările colegilor mei, ce aș mai putea să spun, ce argumente aș mai putea să aduc în plus, ținând cont de faptul că eu vin dintr-o facultate, i-aș zice, tradițională, o facultate în care punem mare preț pe tehnologii, pe tehnologiile și Dan, cred că la fel, cred că are aceeași opinie cu mine. Aici noi învățăm studenții cum să facă și ce să facă pentru a obține alimente optimizate nutrițional și alimente care să asigure criteriile, în primul rând, dacă vreți, de siguranță alimentară, care sunt criterii obligatorii, și apoi de securitate alimentară. Securitatea alimentară care va fi, este, am putea spune, pusă sub semnul întrebării. De ce? Pentru că la ora actuală, cu certitudine, putem spune că în anumite, că există, lumea este împărțită, sau putem spune că lumea are două viteze.
la nivel global, zone, regiuni întregi ale lumii care suferă de foame, nu de malnutriție, de foame, da? Oameni care nu au alimente, malnutriția, supraalimentația în alte zone. Deci acestea sunt elemente de securitate alimentară. Este un concept teoretic, sună bine, sună foarte frumos, dar este un concept. Atâta timp cât, cum spuneai, Dane, nu știu, 800 de milioane de oameni suferă de foame, securitatea alimentară este un deziderat care nu este atins în acest moment. Este interesant că oamenii de știință caută soluții. Este foarte bine, ar trebui să fie sprijinit sectorul de inovare în zona aceasta agriculturii și industriei alimentare, pentru că suntem datori, avem o datorie morală de a asigura hrană pentru populația lumii și poate un pic mai mult de atât ar trebui să ne asigurăm că în urma noastră rămâne ceva, rămâne suficientă hrană pentru generațiile viitoare. Mă refer aici la aceste concepte dezvoltate de sustenabilitate și dezvoltate, zic dezvoltate în politici, în strategii europene sau poate la nivel global. Mi-e teamă că direcționarea aceasta a inovării într-o zonă de obținere a produselor alimentare, nu contează de ce origine, animală sau vegetală, în laborator, are nuanțe etice, are nuanțe morale, pentru că imaginați-vă o restrângere a unei întregi industrii care trebuie să asigure hrana pentru populație, nu pentru o anumită populație. O restrângere a acestei industrii la câteva laboratoare sau mai multe laboratoare, este adevărat. Lanțul alimentar nu este un lanț alimentar format din producător, fabrică și consumator. În zilele noastre, lanțul alimentar este transcede, trece granițe. Și atunci mă gândesc că aceste concepte noi sau relativ noi ar putea avea implicații economice semnificative la nivel global. De asemenea, ar trebui tot în această zonă de etică și moralitate să ne gândim că dezvoltarea unor produse alimentare premium limitează aplicarea conceptului de securitate alimentară. Produsele premium nu sunt disponibile pentru toate clasele sociale, mai ales dacă vreți, discutând într-un context pe care îl trăim cu toții acum, această situație post-pandemică, când oamenii au trecut prin dificultăți economice, poate și-au pierdut un loc de muncă și așa mai departe. Dar eu cred că viitorul sună bine și cred că înainte de a dezvolta laboratoare în care să ne jucăm cu microorganisme, în care să jucăm în ghilimele, da, să nu mă înțelegeți greșit, în care să cultivăm țesuturi vegetale, animale, datoria noastră ca oameni este să învățăm să fim raționali și cumpătați. Citeam articole unde se fac tot felul de statistici, metadate. Pe an, 1,3 miliarde de tone de alimente sunt aruncate, sunt irosite. Această cantitate de alimente ar putea fi utilizată în alt scop. Cea mai mare parte din această imensă, nici nu pot imagina 1,3 miliarde de tone de alimente, se pierde în gospodăria noastră, a fiecăruia dintre noi. Cea mai mare cantitate. Este adevărat că și în industrie există pierderi. Există zonă de produse secundare, de subproduse, de aspecte care nu pot fi valorificate până acum.
E un aspect care ar trebui luat în considerare. 9,5 miliarde în 2050, astea sunt previziunile, ceea ce înseamnă, se pare, tot citind prin literatura de specialitate, o nevoie de o cantitate de cereale, de exemplu, 70% mai mare decât ceea ce se produce în zilele noastre. Natura este foarte generoasă. Natura este încă prietenă cu noi. Ceea ce povestea domnul doctor de prezența acestor contaminanți în orice și peste tot, este de fapt prețul pe care societatea noastră trebuie să-l plătească pentru progresul tehnologic. Se ajunge într-o astfel de situație datorită exploatării, industrializării, cum spunea Dan mai devreme, intense, care să asigure o stare de bine omului. Și va trebui să facem ceva, iar acest ceva înseamnă să ne educăm. Dacă noi nu mai putem fi educați să nu risipim, să valorificăm în întregime, să închidem lanțurile alimentare, putem face ceva, poate, în continuare și anume să ne educăm copiii să facă acest lucru. Vă spuneam că natura este foarte generoasă. Până la culturi de țesuturi în laboratoare, știm cu toții și probabil că și folosim cu toții o multitudine de surse de compuși biologic activi, le spunem noi, sau și de nutrienți din flora spontană. De exemplu, am găsit un studiu și mi-a plăcut foarte tare pentru că este un studiu întocmit de o echipă de cercetători din România, de la Cluj, Daniel, cheamă Curdu, cred, un cercetător care spune că în România, de exemplu, există o diversitate, citesc pentru că nu pot să țin minte pe de rost, o diversitate relativ mare de specii de floră spontană, 4808 plante spontane, unele dintre ele fiind pe cale de dispariție. Flora spontană poate fi o sursă excelentă de nutrienți, carbohidrați, proteine, lipide, aminoacizi, dar poate mai degrabă de compuși biologic activ, polifenol, carotenoide, compuși pentru care există o cantitate, aș putea spune, imensă, enormă, de date științifice în literatura de specialitate care susțin efectele terapeutice, beneficiile pentru sănătatea omului, studii in vitro sau chiar în vivo. Un exemplu, măceșe. Da? Cred că sunt răspândite peste tot, sunt deosebit de valoroase din punct de vedere fitochimic, pentru care, din cunoștințele mele, nu există un lanț alimentar. Nu există o floră spontană, prelucrarea acestor produse se poate realiza în gospodăria fiecăruia dintre noi. O altă sursă pe care nu știm sau poate nu există suficiente date aspecte tehnologice, cereale și pseudocereale. Cerealele sunt limitative în principal datorită lipsei lizinei sau limitative în lizină, dar există o serie de pseudocereale, amarant, quinoa, chia, adică surse care pot fi introduse în lanțuri alimentare, surse care aduc pe lângă profilul fitochimic avantajul lipsei glutenului. Asta însemnând că se pot dezvolta linii, lanțuri, poziție pe raft, dacă vreți, pentru alimentele fără gluten, prin urmare pentru boala celiac. Tot în literatura de specialitate, eu recunosc că am colegi care au dezvoltat tehnologii pentru prelucrarea măceșelor, pentru prelucrare cătină,
pentru dezvoltarea produselor aglutenice cu diferite adaosuri de făinuri. Dar interesant ar fi să lansăm și poate câteva valori. De exemplu, amarant are până la 19% conținut de proteină. Ce fel de proteină? Proteină bogată în lizină, triptofan, aminoacizi cu sulf, fibre. 13% concentrație în acid linoleic și minerale, bineînțeles. Calciu, fier, de care spunea Dan, da, pentru că populația globului sau un procent din ce în ce mai mare de oameni suferă de anemie. De asemenea, poate ar trebui să găsim surse de vitamina D, pentru că vitamina D este deficitară în marea și la bărbați și la femei. Este o discuție mai lungă aici, pentru că vitamina D nu este asimilată așa cum este cea sintetizată natural. O altă sursă, flori. De ce nu? Bem ceai de hibiscus. De ce nu? Utilizăm ceaiul de gălbenele sau de alte, sau de trandafir și așa mai departe. Am o colegă care a dezvoltat o tehnologie, a luat și niște premii, a dezvoltat o tehnologie de obținere a unei maioneze vegetale, mult spus maioneză pentru că nu poți să folosești acest termen, dar un produs tip utilizând flori de crăiță. Iar aceste produse pe care ea le-a dezvoltat au avut o culoare deosebită, poate mai galbenă decât cea a gălbenușului de ou. Nu mai vorbim de floare de dovleac și alte surse. Aceste variante aduc pe lângă conținutul de nutrienți, atenție, da? Conținutul de nutrienți care să asigure necesarul nutrițional al organismului, metabolic, aduc în plus o serie de compuși fitochimici care au activități antioxidante, antiinflamatoare, analgezice, antimicrobiene și așa mai departe. Ar mai fi câteva variante, meliponicultura, exploatarea acelor albine care nu prezintă specificitatea aia pe care probabil cu toții am resimțit-o când eram copii, obținerea de produse polen miere și ultimul trend, să spunem, folosesc aici o serie de ghilimele, insecte comestibile, insecte care, pentru care organizațiile internaționale recomandă utilizarea unor culturi și care au un profil, făina din aceste insecte are, sau făinurile au un profil deosebit, un conținut mare, până la, nu știu, 60, din când am citit, 61% proteine, bineînțeles, conținutul poate varia, un conținut ridicat de lipide, lipide bune, da, compuși cu nesaturați și știm cu toții că au fost aprobate aceste produse pentru utilizare sub formă de adaosuri în diferite alimente și sunt disponibile informații despre diferite alimente obținute cu adaosuri de făinuri. Pentru toate aceste surse, lăsăm la o parte zona științifică avansată, sunt necesare în continuare studii in vivo, în special, care să garanteze faptul că aceste produse sunt lipsite de pericole, adică mă refer aici în special la zona de microorganisme patogene sau de contaminanți, micotoxine, metale grele, pesticide și altele, și de asemenea ar trebui evaluat in vivo potențialul alergenic, pentru că dezvoltarea
dezvoltarea oricărui produs alimentar și conform reglementărilor europene, potențialul alergenic trebuie evidențiat pentru produse. Surse există. Surse, în continuare, alternative de hrană există, sunt dezvoltate la nivel internațional adevărate rețele pentru alimentele alternative și poate ar trebui menționat în plus față de ceea ce am spus până acum că un lanț alimentar trebuie să se închidă. Adică avem posibilitatea de a valorifica în produse inovative, înalt funcționale, subprodusele din industria alimentară, care sunt valoroase și deosebit de valoroase în compuși fitochimici. Aș concluziona, dacă mi se permite, am depășit puțin timpul, dar aș concluziona că avem datoria de a... Da, ne educa și reeduca, dacă vezi, dacă este posibil, de a ne educa copiii să utilizeze sustenabil, durabil resursele pe care le avem și avem datoria ca specialiști în industria alimentară, în special mă uit aici la Dan și la, cred că și Claudia, dar nu sunt foarte sigur, avem datoria să protejăm știința și să o ducem mai departe și să permitem absolvenților noștri, studenților noștri să facă același lucru. Eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc foarte mult. Dacă sunt întrebări, n-am nicio problemă. O să întrebări o să le luăm la sfârșit. Voiam să discutăm puțin cu doamna Irina Matran. Doamna Matran, ne auziți? Făcut în Franța. Ok. Voiam să trecem puțin la discuția despre cum pe percepția consumatorilor vis-a-vis de produsele agriculturii ecologice și agriculturii celulare, această neofobie, să spunem, față de NOC, că tot am povestit că există cumva, mai ales în spațiul nostru balcanic, o reticență și o frică față de alimentele sintetice, așa cum sunt ele numite, de asemenea ceva legat de etichetarea alimentelor și aș vrea să încheiem ulterior cu Claudia, care va insista puțin pe modelele de bune practici din Olanda și din Singapore. Vă rog frumos, doamna Matra. Sigur, bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru invitație, salut pe colegi, ne-am întâlnit în diverse evenimente. Referitor la antevorbitorii mei, am regăsit cumva în toate opiniile acestora. Îmi permit să aduc câteva completări care au legătură inclusiv cu subiectele care le-ați prezentat, referitor la neofobie, etichetare și așa mai departe. Da, într-adevăr, vrem, nu vrem, viitorul omenirii, a hranei noastre a tuturor o reprezintă agricultura celulară. Acestea sunt condițiile climatice, nu avem ce face, populația nu este în creștere, ca număr și ca urmare nu avem alte soluții alternative. Ideea este următoarea, că pentru a vorbi de viitorul industriei alimentare, trebuie să avem în vedere formarea specialiștilor. Și aici mă refer nu numai la cei de la specializările de biotehnologii, care știu că există în diverse facultăți din țară, ci aș merge un pic mai departe, inclusiv la introducerea, să zic așa, și a studenților de la industria alimentară, tehnologia și controlul produselor alimentare, în ideea în care aceștia trebuie să fie informați, să zic, referitor la biologia celulară. De ce m-am dus inclusiv la acești studenți? În ideea în care autoritățile, da, reprezentanții autorităților, exemplu, ANSVSA și așa mai departe, vor fi cei care vor veni în controle la agenții economici,
vor evalua dosarele de siguranță alimentară, inclusiv dacă ne referim la agricultură ecologică, trebuie să avem în vedere că, indiferent de ce parte a globului vorbim, acestea reprezintă alimente noi, ingrediente noi și sunt evaluate conform legislației țărilor respective din acest punct de vedere. Știu că până în anul trecut în Europa, Uniunea Europeană nu a fost depus niciun dosar pe securitate pentru autorizarea unor astfel de alimente provenite din agricultură celulară, comparativ, așa cum a zis și doamna decan de la Galați, spre deosebire de insecte, pe unde deja sunt autorizate 3 insecte, a fost autorizată și a 4-a și urmează să fie publicat regulamentul european. Dacă avem în vedere neofobia, trebuie să recunoaștem că toți am avut sau avem diverse neofobii, dacă ne uităm inclusiv la aditivi alimentari. Da? Cred că și în ziua de azi mai există persoane care când aud de E, de simbolul litera E, când o văd pe o etichetă de produs alimentar, au anumită reticență, neștiind că, de exemplu, nu știu, vitamina C este 300 sau se mai numește acid ascorbic și are diverse roluri tehnologice. Ca să revenim la neofobie, poporul român cel puțin este un popor conservator, dar industria alimentară poate să promoveze diverse alimente, inclusiv cele pe bază de insecte, ca sursă alternativă de proteină, prin alimente cu volum mic, da, care să încurajeze consumatorii să le deguste. Dar dacă vorbim din punct de vedere al siguranței alimentare, și doamna decan spunea de resurse vegetale, da, de acord, din flora spontană, perfect de acord, dar nu trebuie să pierdem din vedere zona în care sunt recoltate, în ideea în care pot fi contaminate cu un conținut ridicat de metale grele, ceea ce e foarte trist datorită poluării. Dar mai trebuie să avem în vedere că există o anumită perioadă de recoltare pentru ca aceste plante, ca aceste resurse să fie bogate în anumite principii nutritive. Pe de altă parte, în România nu există legiferată nutrivigilența. Plantele, resursele vegetale pot interacționa cu medicamentele. Pot să scadă clearance-ul acestora și să scadă eficacitatea tratamentului. Le poate îngreuna problema medicilor, a profesioniștilor din sănătate, inclusiv a farmaciștilor. Știu cazuri concrete din spital în care au fost cazuri de citoliză hepatică datorită Hypericum. Specialiștii din industria alimentară, Hypericum, perforatum. Mă rog, datorită plantelor medicinale din suplimentele alimentare. Dar dacă vorbim de agricultură ecologică și de securitate, vreau să vă spun că cel puțin în Statele Unite au foarte bine dezvoltat acest criteriu, această parte legislativă referitoare la recoltarea celulelor, băncile de celule, la intrările și procesele de cultivare, creșterea și diferențierea celulelor până în momentul recoltării din bioreactoare. Deci vedem puțin că, de fapt, când vorbim de securitate alimentară, vorbim, repet, de formare de specialiști și din acest punct de vedere. Toată lumea am auzit de acel HACCP sau ISO 22000 de puncte critice de control și așa mai departe. Eu cred că facultăților de biotehnologie, respectiv de industrie alimentară din România, le revine
rolul foarte important în formarea acestor specialiști, în ideea în care trebuie dezvoltate alimente în care unul din ingrediente să fie provenit din agricultură celulară. Aia este, iar este un domeniu de viitor, dar ca specialiști, ca viitorii specialiști să fie bine pregătiți, repet, opinia mea e că trebuie foarte bine structurate cursurile de biologie celulară și metodele de predare și evaluare, astfel încât să se treacă de la metoda tradițională de memorare, de a lua un examen, la a gândi critic, analitic și așa mai departe. Vreau să vă spun că inclusiv alte țări, nu vreau să intru peste subiectul Claudiei cu Singapore și Olanda, o să mă refer la alte țări, dar și în Uniunea Europeană, atunci când se evaluează un aliment nou, se are în vedere toxicitatea, alerginitatea și așa mai departe. Trag un semnal de alarmă sau, nu știu, de atenție. Consider că pe lângă tot progresul acesta tehnologic rapid, ceea ce privește agricultura ecologică, carnea cultivată și așa mai departe, opinia mea e că trebuie făcute studii preclinice pe diverse specii, pe perioade îndelungate de timp, inclusiv pe femeile gestante, astfel încât să fim siguri că produsele respective, alimentele respective, nu influențează de fapt viitorul speciei umane, viitorul speciei umane. Un alt punct pe care vreau să-l ating în această prezentare este că în aceste studii să fie preclinice, să fie realizate inclusiv cercetări privind interacțiunea alimentelor celulare, să zic, provenite din agricultura celulară cu medicamentele biologice. Atenție, repet, nu avem legiferată nutrivigilența, dar sunt studii pe plan internațional în care s-a demonstrat că acestea pot influența alimentele, pot influența tratamentele medicamentoase, pot provoca diverse reacții adverse și așa mai departe. Dacă vorbim din punct de vedere al etichetării, nu există nicio reglementare europeană până în prezent în ceea ce privește agricultura celulară. Cred că ați auzit cu toții că s-a găsit soluția de înlocuire a nitraților și nitriților tot prin metode de biotehnologie, da, de cultură celulară. Ideea este că s-a pus problema etichetării. Un articol, e adevărat comercial, nu într-un jurnal științific, pe care l-am citit, era menționat că producătorul a recomandat ca clientul să interpreteze, să treacă cum consideră el. Mă întreb, câte persoane din România credeți că atunci când ar vedea pe o etichetă cultură celulară sau, cum ați spus dumneavoastră mai devreme, carne sintetică, fiindcă știm bine că nu a fost aprobată, de exemplu, în Franța, din câte știu, nu a fost aprobată expresia de carne vegetală și așa mai departe, câți credeți că ar fi dornici să guste acel aliment. De aia mass mediei îi revine un rol deosebit de important să realizeze astfel de evenimente, să invite specialiști și să transmită informații reale în care populația generală să fie familiarizată cu aceste informații.
Dacă vorbim de resurse vegetale, de exemplu pseudocereale, da, de acord, dar domnul prorector Vodnar a vorbit foarte interesant de dioxidul de carbon, da? Bun, în țara noastră nu cultivăm decât anumite pseudocereale. Multe sunt importate. Vin cu întrebarea. Bun, dacă ne orientăm ca specialiști în industria alimentară spre pseudocereale din alte țări sau alte continente, unde este secretul, unde este câștigul? Că de fapt amprenta de carbon crește, da? Prin transportul pseudocerealelor respective și așa mai departe. Deci în totul trebuie să fie un echilibru, așa cum consider că, da, cum îl salut pe domnul doctor Conrad, mă bucur că ne revedem pe această cale, cum a zis și domnul doctor de avantajele dietei vegetariene și așa mai da, și diferența între diverse diete, este foarte important echilibru, da, echilibru fiindcă alimentar, fiindcă știm probabil mulți dintre noi că anumite resurse alimentare conțin baze purinice care la rândul lor pot stimula sinteza de acid uric, da? Care poate să ducă la anumite complicații privind sănătatea. Cam aici mă opresc, sper că am atins toate subiectele. Dacă sunt cumva întrebări, cu drag răspund. Mulțumesc mult. Am înțeles deci că, practic, pentru a accepta mult mai ușor noul, e nevoie de educație în acest sens. Aș vrea puțin să vorbim și cu Claudia despre modelele, despre modelul Olanda, pentru că despre modelul Singapore a fost de fapt prima țară care a reglementat deja atât la nivel de producție cât și la nivel de vânzare acest tip de produse provenite din agricultura celulară. Acest lucru nici măcar în Statele Unite nu s-a întâmplat, unde practic au fost primele experimente în acest sens, dar să ne referim puțin mai aproape la Europa noastră, unde tocmai spunea doamna profesor Matran că nu avem reglementări, totuși Olanda încearcă, cel puțin la nivel financiar, să facă un input în cercetare și educație în acest sens. De aceea aș vrea să povestim puțin cu Claudia principalele avantaje ale acestui tip de agricultură și cam ce a făcut Olanda până acum, căci reglementare se pare că nu avem în Europa. Te rog, Claudia. Mulțumesc, Lăcrămioara, și mulțumesc pentru invitație. Vă salut pe toți invitații și vă spun că sunt onorată să stau la aceeași masă cu dumneavoastră în calitate de invitat. De obicei sunt în locul în care este Lăcrămioara. Fiind reprezentant al zonei de media de specialitate pentru industria alimentară și a suplimentelor, suntem aici pentru a vă informa permanent și de aceea, nu numai, și pentru a susține tot ce se întâmplă nou în zona de cercetare, inovare, motiv pentru care aș puncta pe scurt ceea ce ați spus de la începutul acestui eveniment și până acum, și, pentru a motivele pentru care agricultura celulară ar putea fi viitorul agriculturii. Și aici vorbim despre faptul că nu mai este necesar să ucidem pentru a ne hrăni. La nivel celular și la cel al țesuturilor, carnea de cultură celulară este identică cu cea venită din zootehnie. Carnea de cultură celulară nu utilizează hormon de creștere și antibiotice. Este crescut în mediu steril, deci suntem feriți de orice posibile boli transmise în momentul în care o mâncăm. Necesită doar 18% din apă și 1% din suprafața utilizată pentru a produce aceeași cantitate de carne prin tehnologii clasice. Apoi, s-a vorbit de amprenta de carbon. Amprenta de carbon a cărnii, am luat exemplu carnea de cultură celulară, reprezintă 20% din cea generată din producerea aceleiași cantități de carne prin metode clasice. Deci putem mânca absolut orice fel de carne atâta timp cât nu este necesar să ucidem. La limită,
am putea să spunem că stăm la masă și mâncăm o friptură făcută din celulele celuilalt. Lăsând gluma la o parte, lucrul acesta ar putea salva multe specii aflate la limita extinției. Acum, vorbind de agricultură celulară în România, m-am gândit că s-ar putea ca să fim cumva undeva în situația Olandei de acum 10-13 ani. În ce sens? În 2019, Mark Hus, profesor la Universitatea din Maastricht, vedea cum visul său, cel de a crea carne fără a fi nevoie să ucidă, riscă să se spulbere odată cu tăierea fondurilor guvernamentale, pentru că vorbim de sume enorme. La început, înțeleg că primul burger creat în laborator a costat în jur de 370.000 de euro. Foarte mult. Ideea, deci și prima schiță tehnologică, fusese patentată într-adevăr de un alt olandez, Willem van Ellen, care a decedat în 2019. Sau toate eforturile lui Post pentru a obține în continuare finanțări din partea guvernului au fost sortite eșecului, Europa arătând încă o dată că se întoarce așa cumva și vrea să arate o deschidere către o viziune inovatoare, să zicem. La ei, salvarea a venit tot din partea unui investitor american, cofondator al lui Google, Sergey Brin. Cu ajutorul acestuia, în 2013, Mark Post a reușit să prezinte în fața unei audiențe destul de sceptice, chiar și atunci, primul hamburger cu carne crescută în cultură. Deci, înțeleg că și acolo a fost foarte greu și în pofida a ceea ce el prezenta și a devenit, era chiar și la momentul respectiv, părea o idee care foarte greu urma să fie pusă în practică, pentru mine una probabil peste 50-60 de ani. Din fericire, am înțeles tot pragmatici, cei din Statele Unite și Israel au considerat că pentru ei timpul transformării este acum. Și atunci, în 2014, au susținut startup-uri în ambele țări. Între timp, și Olanda s-a mai deșteptat și atunci guvernul olandez se pare că la momentul de față urmează să cheltuiască în jur de 60 de milioane de euro pentru a ajuta la formarea unui ecosistem, să zicem, care să susțină creșterea alimentelor cultivate celule. Deci fondurile la ei urmează să apară. Am înțeles că Cellular Agriculture Netherlands, un consorțiu nou creat de 12 organizații, inclusiv startup-uri, mediul academic și ONG-uri, au depus deja o propunere de finanțare. Pachetul de 60 de milioane de euro, spunând că se așteaptă să devină disponibil la final de 2022. Ira van Ellen, reprezentant al Cellular Agriculture Olanda, a declarat că țara este locul ideal pentru ca agricultura celulară să înflorească. În aceste condiții, oare România se va deștepta, la fel ca și Olanda? Autoritățile din România vor fi deschise să facă ceva? Asta rămâne de văzut. Măcar olandezii au reușit să aloce această, sau cel puțin să promită că vor aloca această sumă destul de considerabilă, spun eu, care, așa cum ai spus și tu, va configura un ecosistem. Au reușit să creeze și acea rețea, ceea ce înseamnă că este cumva prima țară din Europa care face pași în sensul ăsta, Olanda fiind oricum avansată din punct de vedere al tehnologiilor emergente, al energiei verde, deci ei au fost mereu cu pași înainte. M-a surprins că acest lucru la nivel de Europa l-a făcut chiar Olanda, deoarece pași în zona asta și experimente și cercetări au făcut mai mult Marea Britanie, dar ei s-au mișcat, se pare, mai repede și alocă guvernul lor, alocă acești bani acestui sector. Ai văzut chiar un consorțiu, adică deja lucrurile sunt... Eu nu am reușit să aduc pe cineva de la Ministerul Agriculturii astăzi cu noi, dar din discuțiile pe care le-am avut
cu un specialist din interiorul ministerului. Deocamdată România nu are o poziție și nu are un buget de alocat în această zonă. Păi asta este există. Ce se întâmplă cel puțin în 2022-2023. Problemele noastre deocată, prioritățile deocată ale noastre în agricultură strategie, sunt nu există. Cu totul altele, exact. Cel puțin pentru acest segment încă nu avem. Probabil de aici s-a întâmplat și ei acum lucrează pe o strategie oricum privind seceta, dar probabil că de aici îmi explic eu că a fost și lipsa prezenței lor, deoarece nu ar fi avut un punct de vedere vehement vis-a-vis de politica, de strategia României în acest sens. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la această conferință în care am încercat cel puțin să punctăm acest domeniu. Nu știu cert cum se raportează cu consumatorii și cât de deschis sunt. Bănuiesc că majoritatea nu sunt încă pregătiți, dar fiind un rezultat al cercetării alimentare, cercetare pe care noi la Senatul Științific o susținem și ținând cont de strategia europeană și strategia mondială în ceea ce privește consumul de alimente și transformarea sistemului alimentar într-un sustenabil, cu siguranță agricultura, chiar așa, agricultura celulară, chiar timid, își va face loc, oferind practic opțiuni de proteine consumatorilor care sunt deschiși în această zonă. Așa că pe lângă plant-based diet, cu care noi ne-am obișnuit deja și care se pare că și aici apar diferite probleme care tocmai le-a menționat și domnul Vodnar și doamna Stănciuc, chiar și la acest nivel, cu siguranță undeva va exista, cel puțin la nivel de educație, va exista necesitatea de a vorbi despre acest subiect. De aceea îmi doresc că cu tine voiesc, Claudia, în mod special, că la tine urmează Raw Aliment Show. Poate undeva vom insera și un astfel de subiect în agenda conferinței tale. Deoarece, așa cum am spus, chiar dacă suntem departe de povestea asta, atât la nivel de strategie, cât și la nivel de perioadă a consumatorului, încet, încet, fiind un rezultat al cercetării științifice, trebuie măcar să acceptăm să ne educăm în acest sens și să fim cel puțin mai responsabili cu mediul și să ne gândim la zonele unde oamenii se culcă flămânzi, și să ne bucurăm că noi suntem totuși într-o zonă care câtuși de cât ne avantajează și atunci, măcar din acest punct de vedere, să fim mai deschiși, cel puțin pe educația în acest domeniu. Vă mulțumesc tare mult. Dacă sunt întrebări, vă rog să le adresați în prezența de chat. Mulțumesc încă o dată Dan Vodar, mulțumesc Conrad Farcaș, mulțumesc Nicoleta Stanciuc, Claudia Bocean, Irina Mitran. Mulțumesc tare mult!